Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 25. Atunci se va asemăna împărăția cerurilor cu 10 fete care luând frăcrile lor, ieșiră într-un tâmpin, întâmpinarea ginerului. Iar 5 dintre ele erau înțelepte și 5 nebune. Ce nebune luându-și frăcrile lor, ne luară cu el cu sine unde lemn. Iar cele înțelepte luară un de lemn pe vațele lor cu făcliile lor. Și zăbăvind generele, au adormit toate și dormiau. Iar la miază noapte fustigore, iată generele vine ieșiți în dăminarea lui. Atunci se sculară toate fecioarele acelea și plătire făcliile lor. Iar cele nebune, celor înțelepte ziseră, dați nouă din unde lemnul vostru că făclile voastre sunt, că făclile noastre sunt stin. Și răspunsurile cele înțelepte zicând, că nu când ai nu va ajunge nouă și vouă, mai bine mergeți la vânzătoriu și vă cumpărați vouă. Și mergând ele să cumpere venit ginerele și cere gata intrarea cu el la nuntă și se închise ușa. Iar mai pe venire și celelalte fete zicând, Doamne, Doamne, deschide nouă. Iar el răspunzând zise, adevăr greți vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea prevegheați că nu știți ziua nici ceasul în care Fiul omului va veni, căci echipul un om mergând departe, cheamă slujile sale și derelor averile lui. Și unuia dădea 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1, fiecare după puterea lui, și s-a dus numai decât, și mergând cel ce-a luat cei 5, talanți au lucrat cu ei și a făcut alți 5 talanți. Așa și de la ce cer cu 2 dobândiți și el alți 2. Iar cel ce-a luat unul mergând s-a pe pământ și a ascuns argintul domnului său. Iar după multă vreme veni domnul slugilor acelora și l-o seamă cu ei. Și mergând cel ce-a luat cei 5 talanți, duse alți 5 talanți, zicând, Doamne, 5 talanți mi-ai dat, iată alți 5 talanți am dobândit cu ei. Zise lui domnul său, bine este slungă bună și credincioasă. Spre puțin fusești credincios, spre multe voi pune, intră în bucurie domnului tău. Și venind cel și cel ce au luat cu cei doi talanți, zise, Doamne, de talanți m-ai dat, iacă alți doi talanți dobândit am cu ei. Zisea lui domnului, bine e slungă bună și credincioasă, spre puțin ești credincios și spre multe te voi pune, intră în bucuria domnului tău. Și venind și cel ce luat sunt talanți, zise, Doamne, știu-te-am că ești om nesilnic, se cerând unde n-ai semăna și adunând, de unde n-ai risipit și terminând mi-ai ascuns talentul tău în pământ, iată, ai al tău. Și răspunzând domnul său, zise lui, slungărea și leneșe, știuși că se cer unde n-a semănat și de unde n-am răsipit, că de se dară să fi pus argintul la schimbătorii și ei, vind eu, firia și luat al meu cu dobândă, luați dară de netalentul și-l dați celui ce are 10. Talanți, că la tot ceea ce are de-ai se va și va prisosi. Și pe sluga netrebnic aruncat-i într-un
Întunericul, cel mai de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Iar când va veni Fiul omului, într-o slava lui și toți sfinții îngerii cu el, atunci va ședea spre scaunul slavei lui și se vor aduna înaintea lui toate limbile și va despărți pe ei unul de altul, cum alege păstoriul oile de capre și va pune oile de-a dreapta lui, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui: veniți, blagosloviți, părintele meu, moșteniți ce-am gătit vouă împărăția de la întemeierea lumii, că am flămânzit și mi-ați dat mâncare însătoșată și mi-ați dat băutură strechină a fost și m-ați primit. Gol și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost, și m-ați scos. M-ați socotit, temnița am fost și ați venit la mine, răspunzându-vă. Răspunde vor, lui drept zicând: Doamne, când te-am văzut flământ și te-am rănit sau sătos și ți-am dat băutură, sau când te-am văzut străin și te-am primit, ți-am gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Și răspundând împăratul, a zis lor: adevărat greu zvouă, întrucât ați făcut unul dintre acești frați mai mici ai mei, mie ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: duceți-vă de la mine, blestematilor, în focul de veac, ca legătii diavolului și îngerilor lui, ca am flămăzit și nu mi-ați dat de mâncare, însătoșat am și nu mi-ați dat de băutură, străină a fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați socotit. Atunci răspunde și ei lui zicând: Doamne, când te-am văzut flămând sau setos sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și n-am slujit ție? Atunci răspunde lor zicând: adevărat grăiesc vouă, întrucât n-ați făcut unia dintre aceștia mici, nici mie ați făcut. Și vor merge aceștia în munca de veci, iar drepți în viața veșnică.